Ne-am întors în direct, oameni buni. În plasmă o vedeți deja pe doamna profesor universitar dr. Carmen Dorobăț. Sărut mâna, Carmen! Bună ziua! Îți mulțumesc că ne ești alături. La video LED o să merg doar câteva secunde să prezint știrea și apoi să comenteze din Iași doamna profesoară despre acest lucru. Vă previn, este un personaj extrem de controversat, poate și pentru că ideile domniei sale sunt oarecum în antiteză cu ideile multora. Se numește Luc Montagnier, este câștigător al Premiului Nobel pentru Medicină și spune așa: vaccinarea în masă în timpul pandemiei este o eroare istorică, va provoca crearea unor tulpini mortale. Știrea este din 21 mai, adică de azi, 2021. Vă mai spun ceva înainte să merg la Carmen. Am dat în lucru un interviu, în sensul că l-am dat colegilor și le mulțumesc pentru asta, spre traducere și titrare, subtitrare. Un interviu care va apărea probabil luni sau marți în emisiunea mea. Este un interviu pe care l-a dat domnul Sushat Bhagdi. Sushat Bhagdi este unul dintre marii virusologi ai Europei. Este profesor universitar dr. Kashi Carmen Dorobăț. A fost an de zile șeful Institutului de Sănătate Publică. Nu știu cum să-i spun, că în Germania e mai complicat, nu stăpânesc limba lui Goethe. De la Berlin. Bă, de o somitate. Adică în Germania și Austria este miezul, e un fel de Fauci al Germaniei. Și interviul acesta va apărea probabil luni sau marți în emisiunea mea. Interviu în care acest reputat virusolog german, o să vedeți, spune lucruri extrem de interesante în contextul discuției pe care o am acum cu doamna profesoară Dorobăț. Carmen, te întreb direct, cât de în eroare este afirmația? Nu o să intru în detalii, că nu mă pricep. Tu poți să o faci pentru că ești dita mai profesor universitar și unul din specialiștii în boli infecțioase ai României. Cât de departe este domnul Luc Montagnier, laureat al Premiului Nobel, spunând că vaccinarea în masă în timp pandemie este o eroare istorică, generează în corpul uman apariția unor mutații ale COVID-19 extrem de periculoase. În viața mea am avut întotdeauna valoarea limitelor mele. Luc Montagnier este un fel de Zeus, a ceea ce înseamnă virusologie. A luat premiul Nobel, da, pentru descoperirea virusului HIV. Și aș putea spune că și noi, infecționiștii care lucrăm de 30 de ani cu virusul HIV, a început să simtă ceea ce se întâmplă în lumea virusurilor. Și probabil gândește, ca și mulți dintre noi care lucrăm în boli infecțioase, că presiunea care se creează asupra virusului va determina mutații care vor duce la noi tulpini. Tulpini care poate ne vor pune probleme, nu neapărat în sensul bun a evoluției acestei pandemii. Nici nu mai am ce comenta. Ar trebui să opresc aici interviul cu tine, pentru că ai fost în trei fraze de o elocință și de o claritate demne de invidiat, Carmen. Corect. Adică v-a spus expertul de la Iași pe care l-aveți în imagine cine este Luc Montagnier. E adevărat, este foarte controversat. Și este controversat pentru că, repet, punctul de vedere al acestui laureat al Premiului Nobel pentru Medicină, o somitate un zeus, cum spune Carmen, și pe bune, așa e, am verificat. Altfel nu îmi permiteam să-l bag în emisiune. Nu suntem o emisiune de, cum se cheamă, conspiraționiști și antimască. Nu, suntem o emisiune de informare într-o televiziune națională de știri. Oameni buni, nu sunt împotriva, am mai spus, nici eu, nici Carmen și nici nimeni. Carmen Dorobăț este unul dintre medicii specialiști ai României care de un an și ceva de când suntem prieteni prin intermediul undelor, lămurește poporul, informează poporul și răspunde tuturor televiziunilor naționale de știri pentru a sprijini creșterea nivelului de informare. Da? Este un susținător al vaccinului și al campaniei naționale în Moldova și în toată România. Deci ca să nu trăim cu impresia că s-a făcut aici un mic conclav, nu. Dar datoria mea, ca și a lui Carmen Dorobăț, e de a informa la timp complet și corect. Eu, prezentând acest material, care a apărut în presa occidentală azi, dar este unul dintre multele materiale apărute și semnate de acest medic genial, Luc Montagnier,
care este reprezentantul unui punct de vedere al multor specialiști și, credeți-mă, filmulețul pe care îl voi prezenta, are vreo 19-20 de minute, luni sau marți, când va fi gata, o să vă... o să spună multe. Carmen, te întreb așa. Ce înseamnă apariția de noi tulpini periculoase, așa cum susține domnul Montagnier, pentru lupta voastră a echipei medicale de linia întâi cu COVID-ul? Ce înseamnă? Cât vă pune la încercare această apariție pe care corpul uman, din ce am înțeles și de la Montagnier și de la Dorobăț, păstrând, cum bine a spus, cu multă eleganță și modestie, doamna profesoară, hai să ne vedem fiecare limitele, este o somitate planetară, domnul Montagnier, dar și Dorobăț în România este unul dintre medicii valoroși ai țării în domeniu. Te întreb, cum vă pune la încercare apariția acestor tulpini noi, că e America de Sud, că e Brazilia, că e, Doamne iartă-mă, Regatul Unit, Africa de Sud, pardon, cum e? Există posibilitatea apariției de noi tulpini. Iată, a apărut tulpina indiană. Iată, în toamnă a apărut tulpina din Marea Britanie. Și aceste tulpini nu ai cum să le oprești pentru a apare cu noi și noi structuri. Aceasta este la îndemâna unui destin, a unui hazard. Și atunci noi nu avem decât să fim atenți, iar noi specialiștii, exact ce spuneați, să lucrăm în ritmul acestei epidemii și să dăm informație în ritmul acestei epidemii. Mulțumesc mult! A fost Carmen Dorobăț în exclusivitate de la Iași, profesor universitar, doctor specialist în boli infecțioase. Vom reveni la Carmen în momentul în care luni sau marți vom difuza, vă spun, acel filmuleț pe care eu îl consider foarte, foarte util și cu o cantitate de informație extrem, extrem de serioasă. E condensat, e dens materialul. Ce-am spus, 20 de minute, dar sunt 20 de minute flavor, parfum. Deschidem telefoanele, ne îndreptăm către părerea voastră. Cine? Ștefan, în Maramureș, ești în direct. Să trăiți, domnul Barbu! Cu respect. Noi ne-am văzut la OTV prin 2006-2008 și mulțumesc OTV-ului că am câștigat procesul. Fără el nu puteam face nimic cu Derbedei ăștia. Inclusiv Derbedei, care e judecător, ce dă ultimul cu Ciocanu, că nu toți. Că am aflat apoi și oameni buni. Așa, Ștefane, hai să vorbim despre subiectul de azi. Da, domnul Barbu, noi, generația care intra și dumneavoastră, am fost în ultimii 30-40 de ani generația de sacrificiu și părinții noștri, care din 44-50 încoace au construit țara. Hai, Ștefane. Agricultură. Ștefane, ascultă-mă un pic. Pensionari. Ștefane, dragul meu. Că am fost generație de sacrificiu, o fi, n-o fi. Eu vreau să spun, am fost o generație care ne-am bătut joc de țara asta și de viitorul copiilor, în mare parte. În mare parte, nu toți. Bă, ne-am bătut joc și de țară, și de viitorul copiilor și nepoților noștri. Las-o, dracu, Doamne, iartă-mă! Vă rog, ascultați-mă ideea până la capăt. Am făcut industrie, agricultură, toți și astea au distrus. Cine a distrus agricultura, prietene? Poftim? Cine a distrus agricultura? Venit din 90 încoace. Nu toți, majoritatea, dar te întreb, tu, eu și alți 18 milioane ca noi, ce am făcut, mă, când distrugeau ăștia agricultura? Am luat săbile de la irigat cu merea oamenii la muncă și le-au dus acasă. Bravo, mă, Ștefane! Adevărul te eliberează, spune adevărul că te eliberează, așa zice Sfânta Scriptură, da? Da, domnul Barbu. Noi, păi, dar stai un pic, nu trece, stai un pic. Nu trece. Băi, prietene, nu trece așa ușor. Nu. Peste un adevăr. Nu s-a distrus agricultura de către europeni, nu s-a distrus de către cozile de topor din România, am distrus-o noi, mă, băiete. Când a venit echipa lui Iliescu și a lui Petre Roman și a zis: "Luați-vă, bă, ce APU-urile că sunt ale voastre", da? Noi ne-am dus, cum bine ai precizat, și am luat sevile de la irigații și ne-am făcut pătule și ne-am făcut de-alea la porci, cum se cheamă, cotețe, da, la porci, prietene. Da. Păi da, și atunci, da. Tu vrei să mai ai agricultură când tu, românul, ai luat dalele de la, cum se cheamă alea, mă, de la... Da, țările alea de aluminiu. Alea, mă, de alea, cum se cheamă, mă, zi? Canale, mă, de irigații, canalele, da, bravo. Am luat
alea de ramforsare de beton și le-am pus la animale, le-am pus pe jos sau am pavat curtea cu ele, prietene. Da? Și vii și spui că au distrus nenorociții agricultura. Nu mă, noi, pentru că am tăcut și că i-am votat, prieten drag. Au fost, pa cât ce-o băgat în pușcărie care trebuia să aibă grijă de ele. Poftim? Pa cine-o băgat în pușcărie regimul care trebuia că erau tot fel de palmiți de ingineri acolo la ferme și la ce-o fost? O fost vreunul condamnat penal că nu și-o făcut treaba? Da. Bine, Ștefănuț, îți mulțumesc mult, te mai aștept. Îți închid telefonul doar pentru că vorbim alt subiect decât cel pe care l-am propus. Te-am lăsat pentru că aveai un of prea mare pe suflet și nu puteam să-ți închid telefonul, dar în regulă e doar atunci când facem emisiunea pe subiectele pe care, de bine de rău, la zi și, cum să zic, calde, vi le propunem. Salut, Tudore, la Giurgiu, ești în direct. Cu respectul, domnul Barbu, exact ce a spus dumneavoastră este un pur adevăr. Deci toți am contribuit la dărmarea acestei agriculturi a României, iar în legătură cu pensionarii, stimate domnul Barbu, este un bătaie de joc adresa pensionarilor ce face acest guvern. De ce? Pentru că, în primul rând, taică mi-a fost 16 ani în pușcăria comunistă cu inginer făcut la Sorbona, capitan Armata Regală. Și asta 16 ani, cu vedere liberală, dar nu liberalul care este acum. Liberalul care a fost cândva cu împrătire, cu... Ce s-a întâmplat acum este o farsă la adresa României. Nu, hai să nu... Astea, fii atent. Hai să nu facem sloganeală, să nu dăm sloganuri pe post. Hai să vorbim pe bune, să vorbim ca doi bărbați adevărați ce ne pretindem și tu și eu. Da. Eu te întreb așa. Da. Ce e rău să lași șansa, cum vrea doamna Turcan, cum vor guvernanții, unui om care după 65 de ani să-și dorească să rămână la pensie, fără să cumuleze pensia cu salariu și la stat și la privat. Ce e rău în opinia ta? Nu mi s-ar părea rău dacă vrea să, în privat, bineînțeles, să cumuleze pensia cu salariu. În privat nu mi-ar părea rău. Dar păi în privat e posibil, nu? În privat e posibil să cumulezi. Eu ți-am spus, la stat nu o poți cumula, iar la privat și la stat să rămâi până la 70 ani dacă vrei. Dacă poate să aducă omul și este sănătos, dar exact cum a spus un antemergător al meu, adică antevorbitor al meu, care a spus că sunt mulți care sunt foarte capabili, dar a spus perfect, pentru că nomenclatura care este și toți care sunt între, nu le dau voie la tineretul care este capabil. Domnul Barbu, să mai treacă 5 ani, cel mult. Și dacă o să mai găsească sudor, lăcături și pe undeva o să-i împuște cu o te caute cu farul de la Constanța. Nu se mai fac calificări nimic. Nu se vrea. Ne se vrea ca să fim la chemul celor de afară. Păi, eu te întreb așa, ultima întrebare. De ce majoritatea... Tudore, dragă. De ce foarte, foarte, foarte mulți oameni din România au această impresie, eu nu spun dacă e bună sau e rea, dacă e corectă sau greșită, impresia că noi... Poporul, mă rog, populația din România, suntem ținta unui atac al ălora de la Bruxelles și al Europei și un atac din afara țării care ne-a pus să devenim slugi, să devenim sclavi în propria țară. De ce majoritatea românilor au impresia asta? Păi îmi pui o întrebare ca un om care are o școală făcută, un trec peste clase, dar e posibil ca o țară care avea în grâu, să dăm grâu și să luăm de acolo... Da. Pâinea care o dăm congelată, e posibil ceva? Bine, mulțumesc mult. E posibil, primate, domnul Barbu, da. La ungul, dacă cumva ai intrat în pături și ai rupt o singură clacă, între secunda tu e poliția lângă tine. Absolut corect. Mulțumesc mult. Mergem mai departe. Florine, la Deva, ești în direct. Da, bună ziua. Bună ziua. Uite ce, acum subiectele sunt diverse. Ce vreau să vă spun dumneavoastră? Prima greșeală a oamenilor, a populației, a fost că am ales pe comunism, după comunism. Opriți un pic. Iartă-mă, știu că o să te superi pe mine, nu înțeleg absolut nimic. Ai o dicție mai problematică, nu înțeleg nimic și ca să stau să înțeleg jumătate de oră ceea ce tu vrei să spui într-un minut, pierdem din emisiune. Iartă-mă, nu...
Nu te supăra. Nu înțeleg absolut nimic și nu e din vina mea. Difuzorul, mă gândeam, funcționează perfect, sunetul la noi e minunat. Totul e perfect, mergem mai departe, îmi pare rău. Daniela, să rămână, ești în direct. Bună ziua! Bună ziua! Aș dori să vorbesc despre pensionarea la 70 de ani. Perfect! Fii atentă, Daniela! Despre asta vorbim amândoi. Numai înainte dăm voie să-ți prezint ție, Daniela, care are o dicție impecabilă, impecabilă, o știre, fiți atenți, oameni buni. Fermierii britanici, fii atentă, Daniela, că o să te întreb, o să ai extemporal imediat. Fermierii britanici în vârstă sunt ademeniți de guvernul majestății sale Elisabeta cu 100 de mii de lire sterline pentru a se pensiona. Băi, oameni buni, nu pentru a nu se pensiona, pentru a se pensiona și a face loc tinerilor cu metode mai verzi. Vă mai citesc o dată, Daniela, mai citesc o dată știrea ca să scoți o foaie de hârtie să scriem amândoi. Fermierii britanici în vârstă sunt ademeniți cu 100.000 de lire sterline pentru a se pensiona, pentru a se pensiona și a face loc tinerilor cu metode mai verzi. Ce acum extemporal, Daniela? Ce au vrut să spună jurnaliștii din Regatul Unit? Tineri cu metode mai verzi. 1. Pentru a face loc și tinerilor. Da. La locuri de muncă. Da. Și 2. Pentru a încuraja metodele ecologice. Eu cred, Daniela, că au vrut să spună să încurajăm tinerii care vin cu idei novatoare, idei bio, idei eco, nu neapărat în agricultură, în toate domeniile. Da, să-i lăsăm, să-i lăsăm pe ăștia cu IT-ul, să-i lăsăm pe ăștia cu metode mai noi și mai eficiente să ia locul ăstora care mulți dintre noi suntem vai și amar de mama noastră. Adică noi trăim încă într-un cretacic al meseriilor noastre. Asta cred că au vrut să spună britanicii când le-au dat lor 100.000 de lire, asta înseamnă 150.000 de euro, numai să ducă la pensie să lase tinerii. Cine greșește? Întrebare. Ca să treci examenul cu brio la B1 TV. E o glumă, îți dai seama, da? Daniela, spune-mi așa. Cine greșește? Guvernul britanic și strategia de acolo privind raportul dintre tineri și bătrâni la locurile de muncă sau posibila lege care apare, va apărea la noi? Cu siguranță legea de la noi. De ce? Pentru că deși noi avem speranța de viață redusă în comparație cu vestul, tindem să ridicăm vârsta de pensionare la 70 de ani. Crezi că se urmărește chestia asta? Cu siguranță. De ce? Nu de ce crezi, de ce să o urmărească? Pentru a își păstra unele persoane în locuri bine puse, cu venituri substanțiale, locurile. Foarte iar tare. Tinerii nu au locuri de muncă. Nu pot obține locuri de muncă cauza acestor persoane. Păi eu totuși nu înțeleg ceva. Băgați știrea în plasmă, băgați un pic știrea în plasmă. Băgați știrea un pic în plasmă și îmi spuneți după aia ce mai avem. Da, mai avem 13 minute de emisie. Băgați știrea în plasmă cu fermierii britanici. Oameni buni. Daniela, fii atentă. Întrebare. Oameni buni. La guvernarea știrea, vă repet, fermierii britanici în vârstă sunt ademeniți cu 100.000 de lire sterline pentru a se pensiona și a face loc tinerilor cu metode mai verzi. Corect, bun. Eu zic că e corect ce face guvernul britanic. Eu vă întreb pe dumneavoastră, distinsă doamnă. La putere în România este un guvern, este o alianță de dreapta, un guvern condus de liberali. Întrebare. De ce nu și-ar dori liberalii să sprijine tineretul creator, dornic de a munci sau dornic de a avea locuri de muncă? Și să facă, prin legea care ar putea să fie votată, să facă în așa fel încât locuri de muncă vizate de tineri să fie în continuare ocupate de cei vârstnici. De ce? Nu înțeleg. Nu înțeleg întrebarea? Da, nu înțeleg. Nu înțeleg de ce nu vor să încurajeze tinerii.
Credeam că am formulat eu o întrebare aiurea. Bine, Daniela, îți mulțumesc mult. Răspunsul tău este sincer și merg și eu pe aceeași stradă cu tine. Nici eu nu înțeleg. Ca să fiu sincer, cunoscând mare parte din membrii guvernului, mă refer la echipa liberală, îi cunosc personal pe mulți dintre ei. Bă, cum s-ar spune la periferie, să mor dacă înțeleg ceva. Nu înțeleg. Eu, adică înțeleg, dar nu pot să cred, Daniela. Eu pot înțelege că se dorește o economie la bugetul de stat în privința pensiilor. Că împingerea acestei vârste de pensionare cu cât mai sus, cu atât mai bine, înseamnă o plată a pensiilor mai puțin, pentru că omul, cum am mai spus și ieri, ca tâmplarul, omul e ca tâmplarul, trăiește ce trăiește și moare. În România, fiind o țară cu oameni bolnavi, săraci, vai mama lor, nemâncați, nehrăniți bine, mănâncă numai prostii poporul român, populația din România moare mult mai repede decât populația din alte țări. Speranța de viață e mai mică. Bine, luăm acum 2-3 minute de publicitate pentru a reveni la telefoanele cu voi imediat. COVID-ul și cu profesorul francez laureat al primului Nobel, vă spun, săptămâna altă o să continuăm subiectul în altă paradigmă și cu un alt personaj, nu atât de celebru, dar unul dintre marii medici ai Europei. Maria, la București ești în direct! Bună ziua! Eu în legătură cu pensia vreau să vă spun. Te rog, Maria, te rog! Deci, este paralizat. Are grad de gram de handicap. A dat 500 pensii aia. Și acum a tăiat-o la 250. Și altul cu grad de 2 de handicap are 300 acum. Dacă nu e cu căbdare sau puteți să luați, să nu mai oprește-te, Maria, oprește puțin. Voi înțelegeți în regie ceva? Nici eu. Maria, nu te supăra, iartă-mă. Sistemul de sunet la B1 e foarte performant, e foarte bun. Nu înțeleg, Maria, ce spui. Mai încercăm o dată și dacă nici a doua oară nu înțeleg ce spui, oprim convorbirea telefonică. Mai da. Zi o dată. Vreau să vă spun că soțul meu este handicap gradul grav. Așa, acum înțeleg. Și avea pensie de 500 de lei. Așa. Acum a tăiat-o la 250. Și altul cu grad 2 de handicap are 300. Am înțeles. Nu discutăm dosare de pensii, dosare private. Îmi pare rău, Maria. Mulțumesc mult. Mergem mai departe. Constantin. Mergem la Constantin. De unde ești, Constantine? Vă salut, domnul Barbu. Sunt în județul Olt, nu departe de Slatina. Foarte tare. Da. Am văzut emisiunea dumneavoastră și văd unde vreți să vă interesați sau unde vreți să bateți cu acei peste 65 de ani pentru pensie. Domnul Barbu, da. Dacă vedem cum este lumea actualmente constituită, ne dăm seama că lumea duce foarte mare lipsă de specialist, nu peste 65 de ani, peste 60 de ani. Așa. Deci din cauza asta este o treabă de mapamon, nu în România. Ascultă-mă, Constantine, ce înseamnă? Că în România se vede altceva, este altă treabă. Ascultă-mă, ce înseamnă? Putem avea un dialog? Da, sigur. Ce înseamnă specialist? Definește cuvântul specialist, ce înseamnă? Domnul Barbu, specialist înseamnă cel care poate să conducă de cap o alfine un proiect. A spus cineva, Constantine, că niște medici extraordinar de mari și de valoroși, mari chirurgi, mari medici, mari profesori, ăia trebuie dați la o parte la 65 de ani pentru că au făcut vârsta de pensie. Nu, mă, prietene. Nu, domnul, sunt de acord cu dumneavoastră. Specialiștii vor fi ținuți ca în orice altă țară sănătoasă până mor, până la 93 de ani. Îi ții acolo pentru că ăia fac școală de medicină, fac școală de cercetare în nucleară, eu știu. Dar nu despre... Sunt de acord cu dumneavoastră, dar pe lângă cei mari... Pe lângă medicii cei mari este nevoie și de ingineri care trebuie să le dea ceea ce ei au nevoie. Asta este problema. Deci lumea
nu se termină la 65 de ani, de 65 de ani sau la 60 și nu începe după aceea. Am înțeles. Dumneavoastră nu vedeți că actualmente valul tânăr nu vine cu ceva tehnic care să poată să înlocuiască ceea ce ar trebui să se pensioneze? Dar te întreb și eu așa, dacă vrei să fii un oltean cinstit. Da. Valul tânăr este lăsat să vină cu ce are în cap? Credeți că se poate? Da, bineînțeles. Îți spun eu locuri unde, în domeniul medical, am luat un exemplu la întâmplare, tinerii nu prea au acces pentru că, ei, mai în vârstă, așa, mai profesori universitari, mai mari, chirurgi, mai nu-i lasă. Marci, bă, aici, dai drumul, că-mi iei clienții. Înțelegi? Înțeleg, vă dau dreptate aici, dar unde sunt cei acești mari medici care vor să-și facă treaba lor acolo, în niște spitale sau institute medicale care nu au fost dotate cu niciun safe. Am înțeles. Vorbind de România, da? Ca da. Nu... Bine, Constantine, mersi mult. Ți-am înțeles punctul de vedere, îl respect, e o emisiune liberă, fiecare cu ce crede, cu aia vine în emisiune. Mergem mai departe. Salut, Dane, ești în București. Te ascult. Da, alo, Dan? A căzut legătura telefonică. Hai să mergem mai departe, luăm alta. Laurențiu, tu ne auzi? Da, vă aud, bună ziua. Ești în direct, Laurențiu, te ascult. Mulțumesc frumos, am intervenit și eu în emisiunea dumneavoastră pentru a spune punctul de vedere. Te rog. Sunt multe domenii de activitate unde vârsta de pensionare este diferită. De exemplu, o balerină iese la pensie la 40 de ani, așa prevede. Absolut corect. Dar nu iese la pensie la 40 de ani pentru faptul că este greșit. Nu mai poate la 40 de ani să facă această profesie. La fel minerul. Știi care, ascultă-mă, știi care este vârsta de... Știi, în primul rând, știi care e cel mai mare teatru de balet din lume? Știi? Sincer, nu. Balșoi Teatr. Teatrul Balșoi din Moscova. Știi la ce vârstă se pensionează balerinele din corpul... Și prim solistele, dar balerinele din corpul ansamblu al Teatrului Balșoi, fix la aceeași vârstă cu ale noastre, cele de la Fantasio sau de la Opera dar Română. Dar n-am spus că e greșit. Deci nu e greșit. Cum să-i ceri unei balerine peste 40 de ani, care a început acea meserie superbă și dramatică, plină de sânge și sudoare, a început-o la 3 ani. La 3 ani o începe. Are 3 ani. Când se suie prima oară în poante, are 3 ani. Cum să-i ceri să facă mai mult de 37 de ani de balet, cum să-i spui? N-am spus. Deci nu dă exemple stupide, balerinele. Nu, din potrivă, vroiam să demonstrez ceva. Te rog. Deci vroiam să spun... Nu, eu mă știi la ce mă refer, hai ca să o luăm pe scurtătură. Ăștia care la interne aici lângă noi, la 200 de metri, ies la pensie acum, la 45, 46, 47, 48, până în 50 de ani, au 100 de milioane pensie, se întorc și se angajează după aia și au 200 de milioane câștig lunar. Bun, dacă tot ați deschis dumneavoastră subiectul acesta, da? Am să vă spun în felul următor. Fiecare meserie presupune să intri și să faci această meserie la anumită calitate. De exemplu, dacă ați spus despre interne, un polițist sau un pompier sau un jandarm în stradă trebuie să poată să facă față fizic acelei meserii, cum de altfel și un miner. Tot la fel, este la pensie din cauza condițiilor grele, la fel și politicii. Băi, eu te întreb așa, fii atent, Laurențiu, te întreb așa, da. Dar sincer, fii sincer. Sunt foarte sincer. După, la ce vârstă crezi tu că un polițist, de la omoruri, de la jandarmi, capătă experiența necesară să mă reprezinte pe mine, cetățean, să-mi asigure liniștea, ordinea publică, siguranța și dacă, Doamne ferește, ceva se întâmplă la omoruri, să-l prindă pe criminal? La ce vârstă ajunge ăla la maturitate? Păi putem să spunem că la maturitate, tu, ca în orice domeniu, înveți cât trăiești. Nu, mă, spun eu, un polițist, chiar dacă și tu ești din sistem probabil, ajunge la maturitatea profesională în interne după 40 de ani, 40-45 de ani. Atunci toți banii investiți în el încep să se întoarcă pe bune la popor. Înțelegi? E ori atunci, taman atunci, când are maturitate, are experiență, are în cap toate metodele criminalistice puse la punct, iese la pensie, mă, băiete. Am înțeles ce spuneți dumneavoastră, dar voiam să vă spun altceva. Așa. În momentul în care trebuie să alergi, că tot a spus despre polițiști,
să alegi după un cod, la 50 de ani nu poți să alegi cum aleargă unul de 20. Lasă-mă cu asta, că m-ai dus pe strada pe care vrei tu. Păi îl pun să alerge pe ăla de 25 de ani care abia a ieșit în școală. Băi, stai puțin. Eu voiam să vorbesc despre cu totul altă treabă, dar dacă dumneavoastră m-ați dus pe strada aceasta, am încercat să-mi pun punctul de vedere. Da, corect, da. Ascult. Zi. Așa, eu voiam să vă spun că nu este greșit nici ce face guvernul Marii Britanii, dar nu este greșit nici ce face guvernul nostru. De ce? De exemplu... Laurențiu, oprește-te puțin. Oprește-te puțin. Cât mai avem? Câte minute de emisie mai avem? Mai am 2 minute de emisie. Laurențiu, trebuie să opresc telefonul cu tine acum pentru că trebuie să iau și publicitate. Iartă-mă, Laurențiu, dacă mai prinzi legătura, mai vorbim. Publicitate și revenim imediat. Ne-am întors în direct, nu știu ce să vă citesc. Mai am 1 minut jumate, am 2 știri. Una zice că statele americane organizează loterii cu premii ca să vaccineze lumea și știrea de aici zice așa. Eu aș citi o pasta la final de emisiune. Rechizitoriu DNA, Casa Albă, aoleu, cum adică? Casa Albă a sesizat FBI-ul pentru falsul prin care Liviu Dragnea spera să ajungă vicepreședintele Mike Pence. Bă, deci Casa Albă, adică Joe Biden, a sesizat FBI-ul că oamenii în funte cu Dragnea au șpăguit lobiștii prin parcările din America ca să ajungă la vicepreședintele Mike Pence. Mai e nevoie să repet știrea? Și aud oameni care spun că abia așteaptă să iasă Dragnea. Eu nu spun să iasă sau să nu iasă. Dar când s-a întâmplat ca, virgulă, Casa Albă să sesizeze FBI-ul un dosar pe care îl privește pe Dragnea, eu cred că Dragnea are o mare, mare problemă. Mare problemă. Știu că domnul Ciolacu se bucură foarte tare. Bine, rămâneți cu principalul nostru program de știri. Dacă ne ține Dumnezeu sănătoși, ne reîntâlnim luni la ora 16 weekend cu bine.